Pavel, apostol, nu apostol, rob, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus, dragostea față de toți ființii. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare mângâiere, o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost mângâiate, au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, să-ți poruncesc ce trebuie să faci. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, și acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin cu mine cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, ca să-mi slujească în locul tău. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci să fie de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pe veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci cu mult mai presus decât un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau dacă îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și sunt sigur că vei face chiar mai mult decât ți-am zis. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci nădăjduiesc să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafras, tovarășul meu de temniță, îți trimite sănătate, tot așa și Marcu,
Aristarh, Dima și Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu sufletul vostru. Amin și amin.